Am revenit, doamnelor, domnilor, și vorbim în această a doua parte a emisiunii despre un politician democrat care se opune inițierii procedurii de demitere a președintelui Donald Trump și care va trece la Partidul Republican. Decizia congresmanului Jeff Van Drew vine la două zile după ce Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentanților a aprobat cele două articole de inculpare a liderului de la Casa Albă. Anunțul său însă pune presiune asupra democraților moderați angajați în acest război politic, în condițiile în care republicanii s-au declarat solidari cu președintele. Urmărim materialul și revenim cu discuții. Congresmenul democrat Jeff Van Drew le-a spus colaboratorilor săi că se va înscrie în Partidul Republican, relatează cotidianul The New York Times, care citează surse apropiere a acestuia. Deputatul de New Jersey este unul dintre cei doi congresmeni democrați care a votat împotriva inițierii procedurii de demitere a președintelui Donald Trump. Decizia sa vine la două zile după ce Camera Reprezentanților a aprobat cele două articole de inculpare a președintelui Donald Trump în scopul demiterii. Anunțul lui Van Drew fragilizează poziția politicienilor democrați moderați care încearcă să obțină demiterea președintelui Trump, în condițiile în care locurile de care dispun în Congres nu le asigură numărul de voturi necesar în acest sens. Potrivit Constituției, pentru demiterea președintelui este nevoie de votul favorabil a cel puțin două treimi din totalul membrilor celor două camere ale Congresului. Capetele de acuzare anunțate împotriva președintelui de la Casa Albă sunt abuzul de putere și obstrucționarea anchetei parlamentare. Votul în plen va avea loc peste câteva zile și este de așteptat ca acesta să fie aprobat, în condițiile în care democrații sunt majoritari în Camera Reprezentanților. Investigația a fost lansată de democrații din Camera Reprezentanților, care îl suspectează pe Trump că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreședinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcția de președinte al Statelor Unite și a fiului acestuia, Hunter Biden. În replică, președintele a calificat întreaga procedură ca fiind o farsă și o vânătoare de vrăjitoare. I think that the whole impeachment thing, hoax, I guess you could call it, because it is a hoax. And Nancy Pelosi knows it. By the way, they duped her yesterday. She was on an interview, and she said, we've been working on this for 2.5 years. So she was working on it, in other words, 2 years before we ever spoke to Ukraine. She said, we've been working on impeachment for 2.5 years. And the reporter was shocked when they got this answer, because it showed she's a liar. So it's a very sad thing for our country, but it seems to be very good for me politically. La rândul său, Brad Parscale, directorul echipei de campanie a actualului lider de la Casa Albă, a numit procedura pentru demitere teatru politic. Procedura de demitere a președintelui Donald Trump ar putea începe în Senat, care este dominat de republicani, în ianuarie. Este de așteptat ca, în condițiile în care toți congresmenii republicani s-au declarat solidari cu președintele, procedura să eșueze. Mai mult, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senat a anunțat lansarea unei anchete privind presupuse acte de corupție în Ucraina. Continuăm discuțiile aici în platou. Alături de mine au rămas domnul Marius Bostan, inițiator Patriot, și domnul Bobi Păunescu, regizor și președinte Armis. Problema asta pe surse am înțeles că fostul ambasador al Statelor Unite, Hans Klemm, a părăsit România ieri. Noul ambasador născut în România a sosit astăzi. Tot pe surse am înțeles că miercuri ar trebui să ajungă pe la președintele României. Eu cred că e un semn foarte important dat de Statele Unite în a trimite un ambasador născut în România să le reprezinte interesele. Adică este este ceva rar în diplomația Statelor Unite. Asta e un semn de prietenie. De prietenie, masă la... Da, și un om de... Cum să spun eu... Și nu a fost ușor să ajungă. Deci tot democrația a încercat să-l blocheze. În mai multe au spus că, nu știu, ceva de... Că s-a luat o fată, că nu știu ce a făcut. Incorrect. Că n-avea șapcă, că avea șapcă, că o chestie de genul ăsta. Încercând să blocheze povestea asta cu... Este o persoană care e apropiată de președintele Trump. Un om care are o activitate antreprenorială remarcabilă, da. Și foarte important, este un om care este născut în România, în zonele pe unde și mama... Este și un om care cumva prin acest job se repatriază în România și este o mare bucurie pentru noi. Se repatriază atunci reprezintă... Da, ideea este că leagă exact Statele Unite și e mare lucru că președintele a fost de acord să trimit un om care provine din România, născut în România, deci și nu e suspicionat, să zic, de dublă... Absolut, absolut. Și este un pic, dacă e să o luăm așa, respectând proporțiile, ceea ce s-a întâmplat cu CUZA.
Da. Da, deci cu Moldova și Balcani. Ideea este că... Și poate să fie un semn pentru relansarea relațiilor economice între cele două țări, având în vedere track record-ul. Trebuie să avem totuși grijă să nu mai existe expresii de genul la niște evrei, niște așa și așa mai departe. Chestiile alea trebuie să dispară. Pentru că dânsul are și am înțeles în familie, în arbor genealogic și proveniență evrească. Deci e un injuriu. Asta e o treabă bună, asta e un lucru pozitiv. Da, ideea este că, și ideea la e foarte important. Deci faptul că se face această totuși în general și Hans Klemm era de origine germană. Și cu președinte de origine germană era, eu știu, o anumită... America, până la urmă, o țară de emigrație. Până la urmă, toți au antecesori din Europa sau din altă parte a lumii. Să vedem ce se întâmplă sau ce se întâmple mai departe. Ideea este că e un mare semn din partea Statelor Unite de prietenie și treaba asta ar trebui să deblocheze foarte mult, să dea la o parte barierele de intrare a investițiilor americane în România. Astăzi, vă pot spune clar, investițiile americane nu sunt bine văzute, sau nu știu, nu vorbesc de nou guvern, vorbesc de ce s-a întâmplat până acum, erau blocate de toată lumea. Cum duceai, vorbim de investiții mari, la nivel de fonduri imense, și nu reușeau să ajungă. Cineva călca pe umbră, cineva făcea... Se găseau tot felul de chestii și tot au strigi și nemții câștigau. Dar mă rog, să revenim la povestea asta, că zic că lumea că sunt cu... mai erau și ruși. Deci ideea este că am putea avea acces la capitalul american pe care îl evităm împotriva populației din România. Da. Deci noi facem rău populației din România prin a nu da acces capitalului american la mai ales într-o zonă în care noi avem acum deficit și avem nevoie de investiții. Deci avem nevoie de investiții care să aducă valoare. Și pentru a nu da numai, să nu zică lumea că dumneavoastră ăsta e pro-american și cum spunea oia la BEC, la Biroul Electoral Central, că nu avem nevoie de oameni pro-americani. Martori. Acolo, deci nu e o chestiune, dar nu are importanță. Probabil că se vor rezolva și lucrurile astea în viitor, nu urmă exista oameni de ăștia așa. Pentru a da și cealaltă parte, mâine, pe 16, se sărbătorește Bank of China, cea mai mare bancă din China, își deschide sucursala în România, care e un lucru important la nivel de capital și de China fiind a doua economie a lumii. Nu trebuie să omitem chestiunea asta. Și americanii lucrează cu China și toată Europa lucrează cu China, deci nu trebuie evitată povestea asta și trebuie văzut în fiecare, luat caz cu caz, investiție cu investiție și mai departe. Dar ce vreau să remarc și să subliniez este că mâine pe 16, în cadrul deschiderii acestei sucursale, are loc și sărbătorirea 70 de ani de la relații diplomatice între China și România. Deci sunt niște lucruri pozitive care se întâmplă în România la ora asta, din punct de vedere, adică pentru poziția viitoare a României, poziția imediat viitoare a României, deci la începutul anului viitor, ai un ambasador care este legat de această țară și e interesat ca lucrurile să meargă bine și în America și aici. Da. Deci cineva care nu poți să-l păcălești, să-i dai un steag în mână și să-l fluture, cum s-a întâmplat în Harkov, da? Și să nu intrăm prea mult în detalii, că nu știu. Dar ideea este că este o mișcare foarte importantă, este o mișcare care arată prietenia și nu prietenia, relația pe care America și-o dorește cu România, mai mult decât orice. Și noi ne-o dorim pentru că e în interesul nostru național. Noi și încă și mulți români. Mulți români, peste 80% din români sunt pro-America. Nu aia care sunt în anumite poziții de conducere. Unii dintre cei care sunt în anumite poziții de conducere. Este în interesul nostru național să avem sper o relație să înțeleagă bună, lumea. Pentru sper că să este cea lumea mai puternică forță economică și militară din lume. Da, și este absolut cu atât mai bine că avem o relație extraordinară, pentru că ne poate
ar garanta anumite lucruri privind siguranța, securitatea și, este o mare gest. Și democrația. Acum revenind la povestea cu domnul Trump, care până una alta a arătat un gest de prietenie, că dânsul propune ambasadorul. Sigur că poate pentru foarte mulți contează doar aspectul fizic sau aspectul, să zicem așa, modul în care se comportă când vorbea. Și acolo sunt niște schimbări majore în comportamentul domnului Trump. Nu știu dacă ați văzut ultimele discursuri, și dar el trece prin această situație în care încearcă să-l suspende, să-l scoată din, să-l dea jos din, de la președinția. Impeachment. No, am încercat să evit cuvântul că e în engleză. Da. Nici suspendare nu merge. Destituire, suspendare, aici ar merge. Suspendare nu merge, că nu-l suspendă, îl dă afară. Da. Dacă pierde. De aceea a trecut și Clinton prin situația asta, dacă vă aduceți aminte, cu... Cum a fost la noi cu Traian Băsescu, până la urmă, o procedură oarecum una de două ori. S-a încercat demitere. E, dacă președintele Trump câștigă, adică nu se va întâmpla nimic cu el chestia asta, practic îi asigură un nou mandat. Așa cum s-a întâmplat și în cazul președintelui Băsescu. Da, e o greșeală strategică a democraților, că dacă nu... N-o să reușească. Ei au crezut că au, că se bazează pe niște chestii puternice și ele cam scârție. Deci acolo întâi au crezut că e vorba numai de o convorbire telefonică între președintele Trump și președintele Ucrainei, Zelensky. Ulterior s-a aflat că de fapt era și secretarul de stat american pe telefon, da, ceea ce anulează orice fel de suspiciune, pentru că conform legislației de la Statele Unite, când ai și ministrul de externe la telefon, chiar dacă e silent, doar ascultă, nu poți face un deal direct. Faptul că și-a cerut ca lucrurile astea să se rezolve prin avocatul lui personal, dar care avocatul personal, vorbind de domnul Rudy Giuliani, fostul mare primar al New Yorkului, cel și care a colapsat New York-ul. Un diplomat, da? American, până la urmă. Imens. Da. Cel care era pe 11 septembrie, primarul New Yorkului și, mă rog, o personalitate în lumea politică americană. Încerca și el să candideze la președinție, dar a avut o problemă de sănătate, cancer, o chestiune. Mm-hmm. Dar ideea este că au încercat și pe chestia asta să meargă. De ce avocatul personal? Încă era o lipsă de încredere, că foarte multe informații se scurgeau într-o parte sau în alta, iar Giuliani, avocat personal. E avocat personal, dar la urma urmei e o personalitate atât de mare în America la nivel politic. Era un om de încredere pentru președinte, era normal. Președinte să pună asta, având la telefon și pe ministrul de externe, deci practic nu era o chestiune pentru el să facă el o înțelegere. Și el vrea să afle, cel puțin acum din partea asta la altă, mă uit, vrea să afle, dom'le, e într-adevăr, s-a întâmplat. E adevărată chestiunea asta. Și președintele Zelensky a spus, da, dom'le, și ambasadorul Americii în Ucraina este o persoană foarte aproape de celălalt președinte, care era, mă rog, și s-a întâmplat așa și așa și pe dincolo. În situația asta, adică pe scurt să înțeleagă telespectatorii, fiul lui Joe Biden a fost într-o companie importantă și au tăiat facturi la una din companiile din Ucraina. Deci cumva era un lucru de investigat, dacă e adevărat, că s-au obținut foloase necuvenite și s-a folosit o relație guvernamentală pentru a face bani. Și era cumva era firesc să fii interesat de subiect. Da, și aici este că acum și pe partea elaltă, în cazul domnului Biden, care personalitate și el în Statele Unite imensă, sigur că nu revenim la domnul președinte Băsescu, a avut probleme cu fratele dânsului, nu, când a fost reținut și așa mai departe. Sigur că aici e vorba de copil, știa, nu știa ce face copilul. Exact. Aici sunt multe lucruri de discutat. Și asta e discutat, însă eu cred că democrația o pornim pe o chestiune greșită în momentul în care America trăiește cea mai bună poziție economică din ultimii ani, are șomajul la cel mai mic nivel, are adică se bucură de un moment economic foarte bun și datorează conducerii fără doar și poate. Da. Da? Deci, sigur, și ciclul economic, dar pe de altă parte nu, și... Nu, este politica economică a administrației Trump, este Trump, evident. Îl va face câștigător pe bune, adică nu un câștigător de la că o să candideze împotriva doamnei Dăncilă, adică un câștigător de la a făcut. A zis și a făcut. A zis că mută
ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, toți au zis, toți președinții în campanie electorală. Să revenim la ideea cu Franța, Anglia, Statele Unite. Deci, ideea e că atât Donald Trump, Boris Johnson și alți lideri au văzut, de fapt, importanța politicilor pro-business, antreprenoriale și, în același timp, și de identitate. Ei n-au ignorat dorințele cetățenilor și apartenența la o anumită identitate. Deci, vom face America mare din nou sau America puternică. Deci, au pus înainte interesele cetățeanului și aici, părerea mea că de asta au și câștigat. Și au obținut scoruri bune în alegeri. Ceilalți și-au imaginat ce vrea cetățeanul și, de fapt, și-au imaginat după gândurile lor că cetățeanul ar fi bine să vrea, de exemplu, o nouă ideologie. Să vrea... Adică au proiectat gândurile lor confuze asupra cetățenilor. Absolut. În general, cetățenii sunt isteți și ca individual, dacă îi luăm, și ca masă. De asta poți să-i păcălești odată, să-i duci într-un loc. Dar nu merge de mai multe ori la vot să-i păcălești. Eu nu cred că lucrurile acestea s-ar întâmpla. Eu vă spun, dacă ar apare poate o variantă mai bună, poate cetățenii se vor duce spre ea decât cele existente. Dar deocamdată am avut, nu știu câte, 5-6 partide. Cetățenii au votat într-un fel. Vreți în America sau aici? Și în România și în toate... În America sunt doar două forțe. În cazul Trump, da? Deci acolo el poate să arate ce a făcut. Noi am venit președinte, am făcut America mai bună decât era înainte. Da, absolut, da? În cifre. Și gata. E cam poveste. Evident. În cazul nostru... E altă, funcția prezidențială e alta la noi. Sigur, are puteri mai funcția puține. Funcția guvernamentală are e alta. Are puteri mai puține. Are tocmai de asta... Și e și mai greu la dar noi. Pe de altă parte, când oarecum îi duci... Eu cred că e o greșeală, acolo a fost o greșeală de marketing. Noi am trăit 50 de ani de comunism, ei n-au avut asta. Da. La noi democrația are 30 de ani. Revoluția a fost acum 30 de ani. Noua democrație, nu, da. Noi încă nici nu ne-am descoperit călăii, adică cei care au tras la Revoluție, la 13 iunie. Adică noi mai avem mult de recuperat, după părerea mea, democratic. În același timp, ordinea proprietății private este de dată recentă. La ei ordinea proprietății private are o lungime. Pentru noi am trăit 50 de ani de comunism când proprietatea privată nu a existat. Statul era și partidul Era totuși, o acționare. Dacă apar la televizor o greșeală de marketing a președintelui Iohannis, de exemplu, când apar la televizor de 1 decembrie și spui că am semnat construirea autostradei de la Iași la București și tu știi că nu se poate ca președintele să o facă singur, eu cred că e o greșeală, că induci în populație ideea că domnule președintele poate. Și atunci populația se uită și zice, păi domnule, ai zis că faci asta. Păi da, nu-mi stă în atribuțiile mele și are dreptate, nu președintele face autostrada. Absolut. Dar când duci chestii de genul ăsta în comunicare, e destul de așa. Asta e treaba guvernului, președintele trebuie să fie atent când numește guvernul și... Guvernul are o misiune foarte, foarte grea. Foarte dificil. Pentru că e un deficit. Noi, ținta de deficit, am ratat-o 3%. Dacă se scumpește capitalul, de asta e foarte importantă investiția americană aici și crearea de plus valoare. Deja perspectiva de rating Standard & Poor's a fost dată cu perspectivă negativă datorită politicilor deșanțate de cheltuirea banilor publici și deficitului. De fapt, asta e principalul motiv pentru că nu atingem ținta de deficit. Deci, guvernul actual are o luptă grea. Lupta cu deficitul. Și pentru asta, fără antreprenori, fără spirit antreprenorial care să creeze valoare suplimentară și fără o politică curajoasă de tăierea cheltuielilor, că până la urmă trebuie să mai tăiem niște cheltuieli pe undeva, da. Cheltuielile, să spun așa, neutile sau banii care să scurg și să și facem aiurea. Ceva. Ar trebui să și dar facem trebuie ceva. Să și facem ceva. Bun, că dacă lucrurile astea se întâmplă, am putea să ieșim din... Adică să ne menținem ținta de deficit și să avem acces la capital ieftin. Dacă luăm toată datoria României, să presupunem că ar fi 100 de lei și dacă dobânda la acea 100 crește, noi vom plăti în fiecare an la această datorie absolut mai mulți bani să o rambursăm. Deci și e accesul, foarte important. Deci, practic, dezvoltarea clasei mijlocii din România și la nivel antreprenorial este de importanță majoră. Adică noi nu avem, la ora asta poate să-ți dea bani cât vrei, n-ai oameni care să-ți facă proiecte mari. Deci ajung tot la companiile multinaționale care nu au nicio vină. Au găsit piața așa și se dezvoltă. Și companii din România care ar putea să expandeze internațional, care ar putea să ajungă în Statele Unite. Și am avut, să spunem,
Am avut, au fost distruse, avem o listă, cred că, dar eu 2200 cred că de companii care au fost distruse. Sunt deja companii care au început să expansioneze. Încet, eu cred încet, că următorii 4-5 ani sunt ai expansiunii. Dacă avem relații bune cu Statele Unite, Statele Unite sunt cea mai mare piață, toată lumea și-o dorește, China și-o dorește, Franța și-o dorește, Germania și-o dorește și observăm relațiile bilaterale și de comerț cu Statele Unite sunt cu cifre impresionante. Deci dacă România are o relație bună cu Statele Unite, putem expanda companii de aici în Statele Unite. Noi deci dovedim, noi dacă facem, dar noi să dăm să un dovedim, exemplu. Uitați, în cazul fraților, nu știu cum e, Micula, care au de luat niște bani, au câștigat un proces definitiv. Da. Statul trebuie să-i plătească. Da, și a anunțat premierul Orban că le va plăti. Păi, așa e normal. Păi, nici n-avem de ales, că ne-a blocat conturile. Am câștigat... Vorbesc cazul nostru, o firmă de-a noastră a câștigat proces cu statul, am așteptat vreo 8 ani. Iar după 8 ani sunt nu știu ce alte controle care vin să nu știu ce. Dom'le, când tribunalul spune că ai pierdut, indiferent că ești privat sau de stat, trebuie să faci ce spune tribunalul. Deci, dacă decizia e definitivă. Nu să blochezi. Ei au pus executoare, ne-au blocat. Păi dar era normal să o facă dacă nu i-au plătit. Deci asta a fost incompetența și lipsa de curaj a statului. Deci diferența între 75 de milioane cât au câștigat inițial și 300 de milioane care s-au ajuns cu dobânzi și pe mai departe, suma aia trebuie plătită, dar nu din buzunarul nostru. Deci cei care au creat întârzierea. Cei care au dus la această întârziere ca suma să crească. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul nostru. Este incorrect ca cetățeanul să plătească diferența asta și să care nu plătească... ajunge la avocat, de fapt, în mare parte, la bani. Nu, aia diferența aia ajunge, crește că nu se plătește la timp. Da. Sunt cei de la stat care trag de timp și nu... Orice companie, orice... Da. Vine și discută. Dom'le, da, îmi plătește șalonat, îmi pui, îmi facem, drești cumva, 75 de milioane. Una e să plătești 75 de milioane și una e să plătești 300 de milioane. Da. Alea e un caz de normalitate și e luat și analizat. Stai, dom'le, că ea sunt liberal, că sunt... Deci, repet, nu sunt avocatul lor. Am cunoscut odată, cred. Sau o chestie în genul ăsta, au și televiziunea. Sunt competitori, deci ar trebui să fiu împotrivă. Nu. Dacă au câștigat o sumă printr-o decizie definitivă, statul e obligat să plătească. N-ai ce să faci. Dacă e greșit, plătești. Dacă o duci așa cu hai că îi mai lungim, le mai punem un control de la DNA, le mai punem un control de la aia, să-i speriem că poate nu știu ce și așa mai departe, ajungi la 300 de milioane, dar tot trebuie să plătești. Și cetățeanul român va plăti de la 75 de milioane la 300 de milioane. Diferența. Cine a greșit aici? Statul român. Și cetățeanul plătește. Deci cetățeanul pierde de două ori. Odată că îl plătește pe angajatul ăla care e incapabil, care a dus de la 75 la 300 de milioane, și a doua oară că plătește diferența de la 75 la 300. Ca și provocat ăsta poate de 75, poate gaura asta. Și acolo, ca să nu mai vorbim, și aia a treia chestiune. Deci lucrurile trebuie să intre într-o normalitate. În America n-ai ce să discuți chestii de genul ăsta. Dacă tribunalul a spus statul are de plătit, statul Virginia, sau invers, compania are de plătit, îți blochează cu statul plătește pe loc, intră în faliment dacă nu are bani, cere bani la... și așa mai departe. Dar ideea este că nu... Cum să... Oamenii nu pot să înțeleagă în America. Nu am câștigat definitiv, dar îmi trimit procurorii, îmi fac chestiunea aia, îmi pun chestiunea ailaltă, pun să te sperie, să te țină. De-aia vă spuneam că încă nu am ajuns la nivelul de țară care se bucure de o libertate deplină și să se 50 de ani de comunism își pun amprenta asupra modului de abordare, asupra neînțelegerii proprietății și folosirea, private. Sigur. Demiurgia funcționarilor, unii erau demiurgi până la un moment dat. Acum s-a trecut în extrem mai altă. Nimeni nu-și mai asumă, să spună, responsabilitatea pentru decizie și lipsa de curaj și responsabilitate poate să ducă la pagube pe termen lung. Și a dus. Deci poate să ducă la pagube. Avem o listă, deci practic au fost în acești 30 de ani, au fost închise 1200, au fost distruse 1200 ceva de întreprinderi mari. De stat. Da, de stat. Care nu au fost privatizate. Dacă erau privatizate. Au fost privatizate greșit sau n-au fost. În primii 2 ani, 90-92, 50% au fost distruse, pur și simplu, nici privatizate. N-au fost privatizate. Iar din 92 până 97, din privatizare și astea, 70% au fost privatizări eșuate. Pentru deci, că nu a existat capital, nu a existat competență. E greu să crezi că e doar vorba de competență. Aici poate fi vorba și de reavoință.
Și eu cred că trebuie să ne aplecăm un ochi și pe chestia asta, că poate avem dușmanul în casă și trebuie să vedem cine e, să scoatem afară. Și dușmanul poate e român, nu e străin, să zici că îți face rău. Că... Deci, de asta spun că lucrurile trebuie văzute un pic, să uităm de fumigenele alea cu... Am înțeles, avem o problemă cu povestea asta, cu povestea elaltă. Am auzit-o, mergem mai departe, instituțiile trebuie să-și facă treaba și mai departe ne trecem pe lucrurile importante. Lucrurile importante sunt cele de reformare a țării. De, cum să spun eu... Să folosești, citeam un articol de Ion Cristoiu despre vizita șefului SRI la lansarea unei cărți, a unor foști angajați ai serviciilor, era o chestie de genul ăsta și nu își explicau ei de ce caută. Nu, dom'le, asta ar fi, n-am fost acolo să văd ce e sau ce s-a întâmplat, dar din articol reieșea practic că, dom'le, într-un fel zice, dom'le, era normală prezența, de? Noi trebuie să uităm de revoluție în ce sens? Nu trebuie să uităm de cei care au făcut revoluția, nu trebuie să uităm de ce motivul care a dus la revoluție, dar România trebuie să-și continue viața în mod normal. Adică au trecut 30 de ani, gata, acum mergem mai departe. Ce a fost bun înainte de acum 30 de ani, în urmă cu 30 de ani, să folosim. Ce a fost prost, să nu mai folosim. Da, dar crima iese la suprafață oricând. Crima a avut loc și înainte, crima a avut loc și înainte de 89, a avut loc și după. Mai puțin totuși. Mai puțin comparativ. Adică totuși la în 89 au murit niște oameni. Au murit niște oameni, da, nu, nu, ei trebuie să fie absolut foarte pe asta spun. Nu, dar vorbim de niște chestiuni de care noi, cum să spun, am făcut sute de emisiuni pe povestea asta. Că trebuie să le avea cine Tudor Gheorghe, maestru Tudor Pentru Gheorghe, că are o melodie, numai o secundă, înainte are o melodie care începe cumva, citesc din memorie, începe așa, zice, dom'le, am făcut mormintele celor care au murit la revoluție. Am construit dintr-o marmură atât de mare încât parcă ne e frică să nu iasă să ne spună de ce au murit. Mi se pare foarte plastică și foarte, cum să spun eu, dramatică în același timp, dar și îți demonstrează că, deci am ascuns, noi ascundem adevărurile importante, scoatem la evidență lucrurile, sigur, unele grave, mai puțin grave, dar nu alea de esență. Deci nu poți să-ți construiești un stat și o justiție pe minciună. Pe minciună. Noi am pornit justiția pe minciună. Noi am pornit pe un proces fals și pe un proces care n-a avut loc. Deci, ce s-a întâmplat în comunism, de fapt, ne afectează și acum. Da, dar sunt că au fost și locuri bune. Dar ori fi fost. Păi Nadia Comăneci când a câștigat? Nadia Comăneci, că tot o folosim pe Nadia Comăneci. A câștigat în 70. Nu, ideea e culpabilizarea generală. Asta e, de exemplu. Deci, domnule, sunt vinovații, sunt cu nume și prenume. Culpabilizarea asta generală, dat vina pe sistem, și sistemul are, să spun așa, dar au fost totuși niște oameni care au făcut lucruri și care au făcut în 89. Deci nu toți, să spun așa, membrii Partidului Comunist trebuie să-i culpabilizăm. Mulți au intrat acolo pentru că așa trebuiau să intre. Nu trebuie culpabilizați decât individual exact cine și ce a făcut. Dacă, părerea mea, dacă era punctul 8 de la Timișoara s-a aplicat în 89, era România era în altă... Haideți să vă spun o chestiune foarte scurtă și unchiul meu, care nu se, din păcate ne privește din cer, mare gazetar și a școlit foarte mulți jurnaliști, vorbesc de Valentin Păunescu, a fost dat afară de vreo două ori de pe la ziare, pe unde lucra, că împreună, odată cu, era cu Nicolae Labiș, da, care luase premiul pentru Moartea Căprioarei și era un, la nu știu ce club pe aici prin București și au început să cânte Trească Regele și a fost asasinat Nicolae Labiș după... E discutabilă chestiunea. Deci el a plecat, era beat, într-adevăr era beat când a ieșit de acolo. Acum, ideea e cântau Trească Regele și Tinerețele Legionară și așa mai departe. Erau mai mulți, erau un grup și cântau chestiunea asta. De două ori la rând și a doua oară, mi se pare, dacă nu greșesc, bunicul meu, care îl cunoscuse pe Nicolae Ceaușescu când a lucrat la Caracal, a avut pentru perioada, nu știu ce se ocupa acolo Ceaușescu, după război, s-a dus în audiență la Ceaușescu. Și a spus, ce-i dumne cu fimă? Vorbim de anii, vă dați seama, nu știu ce, 60 și ceva, da? Ei, Ceaușescu a intervenit pe chestiunea asta și a fost reangajat la ziar. Mai, el are o opțiune. Am spus că suntem
sigur, e un partid, dar nu putem merge în direcția. Nu, astea erau ideile. Deci, și asta mi-a povestit o tăiechime de curând. Ce, bunicul meu, tatăl lor, s-a dus de două ori la Ceaușescu când trăia, după Caracal, după situația așa, ultima oară pe chestia asta. Și Ceaușescu, interesându-se, i-au spus, păi dom'le, când te trăiască regele și tinețe legionară cu toată lumea lângă el? Sau cu toți, și cine e toată lumea? Poetul cu tare, ziaristul cu tare, poetul, toți mari oameni de litere și cultură și așa mai departe. Angea, pe bună dreptate, bunicul mi-a spus, dom'le, înseamnă că e problema în altă parte. Dacă oamenii ăștia deștepți cântă treaba asta și fac treaba asta, înseamnă că undeva greșim sau undeva greșiți pe... Mă rog, asta așa ca paranteză. Dar ca să revenim la treaba asta, ce era bun trebuie luat? De exemplu, faptul că am luat locul 2 în America, în Los Angeles, la Olimpiada din 84, e un lucru bun care trebuie să-l ținem minte. Sigur, nu participa Rusia, nu participa, dar am luat locul 2. Am luat locul 2 după Statele Unite, la Los Angeles. Toate lucrurile bune s-au întâmplat pe continentul american. Nadia Comăneci a luat nota 10 în Canada, la Olimpiadă, echipa națională de fotbal. Formarea diviziei anti-KGB. Așa, absolut. Asta, echipa națională de fotbal a avut cel mai mare rezultat și cel mai bun rezultat din istorie tot în Statele Unite, la campionatul mondial din Statele Unite și, mă rog, și așa mai departe. Iar dezvoltarea României adevărată va avea loc tot cu pornire din Statele Unite, sperăm cât mai curând. Acum, spuneați că vine, pleacă cine, ce se întâmplă? Ideea e că proiectele importante pentru România ar putea să fie, adică eu aș rămâne în zona asta de luptă cu deficitul și de unde ar putea să fie sursele de revenire. Deci românii din străinătate, românii din Statele Unite, românii din Anglia, românii din Europa pot fi un levier extraordinar Absolut. Pentru economia României. România încă mai oferă oportunități de afaceri și încrederea, dacă ei văd guvernul și văd administrația cu încredere, o să le vină mai ușor să se întoarcă. Brexit-ul. De exemplu, or să fie mulți care o să-și pună problema, domne, rămânem, ne facem rezidență, o să-și dorească mult să rămână. Da. Eu cred că englezii îi apreciază foarte mult pe români și o să și-i dorească acolo, o să și-i dorească în Anglia, dar deja au apărut și întoarceri. De exemplu, în Polonia se întorc deja mai mulți polonezi decât pleacă. Deci probabil cu o administrație de încredere și cu o mișorare a birocrației, o îmbunătățire a sistemului de sănătate și educație, și cu niște oameni capabili la conducere care îți dea încredere, s-ar putea crea un val de încredere antreprenorială. Publicitate și o să discutăm puțin mesajele pe care transmit cei din România la nivel de conducere către străinătate sunt foarte importante și vorbim de asta imediat după publicitate. Dacă se întâmplă ceva? Da, am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Spunem de mesajele. Eu cred că e foarte important ca atunci când, eu știu, există suspiciune asupra unei, de exemplu, legea cinematografiei sau asta cu filmul, cu numite tax rebate și așa mai departe. Sunt în cinematografie, am studiouri, am alea, dar vreau să vă spun că eu n-am aplicat la fondul ăla cu niciun proiect. De un an și jumătate există. Deci pot să vă spun, fără niciun fel de... Trebuie făcut audit? Să se facă audit. Trebuie făcut, nu știu, să se facă control, să se facă tot. Este importantă credibilitatea asta dar pentru românii din diaspora. Dar e foarte important, nu numai pentru românii din diaspora, e foarte important și pentru producătorii americani sau englezi sau francezi sau ruși care vor să facă aici film. Să vină să facă film, că deja sunt 4.000 de locuri, noi locuri de muncă în domeniul ăsta, în industria asta, e o industrie care se dezvoltă. Trebuie audit, trebuie control, să se facă totul. Dar nu trebuie să anunțăm la tot universul, domne, e o problemă cu legea, cu tare. Că asta e o lege care există în toată lumea și în multe țări nu funcționează din punct de vedere tehnic. Nici în Germania nu funcționează. Ei au 30%, nu funcționează din punct de vedere. Sunt niște probleme acolo. În funcționarea legii. Și atunci investitorii din domeniul ăsta, v-am dat un exemplu care se poate lărgi, se poate duce la orice alt domeniu, da. În cazul ăsta. Investitorii în domeniul
cinematografiei, se uită și zic, dom'le, o funcționa sau nu o funcționa? Sau e doar așa propagandistic și așa mai departe? Bun, ăsta e un noi nu trebuie să venim cu mesaje, valoare, nu trebuie să aducem mesaje. Foarte important asta la nivel de marketing, și să nu ducem mesajele la nivel internațional. Avem suspiciuni. Facem controlele, dar nu comunicăm în sănătate. Adică măsurăm când au legătură mai multe ori până vorbim. Păi sigur. Aici e chestiunea, că arunca, că noi avem impresia că dacă vorbim mai la o televiziune de aici, sau mă rog, la televiziune din România, nu urmărește nimeni. Nu. România astăzi e plină de actori foarte cunoscuți, de primă mărime, astăzi când vorbim. Am fost ieri la studio, de exemplu. Și erau trei filme în producție. Deci ideea este că la Buftea, ideea este că la sunt producători străini mari, aici sunt oameni din spatele camerei de luat vederi importanți, oameni de imagine și așa mai departe, care citesc, văd chestiile astea și zic, băi, stai că e o problemă aici, stai că e nu știu ce, stai că e nu știu cum. În alte domenii de activitate, ca să nu mai vorbim mai de film, să zicem, nu știu, în agricultură, da, când ai o problemă de genul ăsta, nu o comunici lumii întregi. Verifici întâi măsori, exact cum spuneați dumneavoastră, ca un croitor priceput. Este extrem de important să conștientizăm, și nu numai noi, cei din studio și antreprenorii și cetățenii României, să conștientizăm valoarea românilor plecați. Ei ne pot fi ancorat și ajutor pentru dezvoltare. Pentru că ei au un know-how și au expertiză. Fac deja lucrul ăsta, trimit bani acasă. Dacă am reușit să întoarcem o parte din antreprenorii care sunt în acest moment în străinătate să vină să investească și în România, România ar căpăta acea plusvaloare care poate să vină în domenii privind tehnologia avansată, în alta tehnologie, deci ITNC, inteligența artificială, sau pur și simplu inițiativa antreprenorială. În același timp, românii noștri din afară pot tracta produsele și serviciile românești. Și vreau să vă dau exemplu de apă minerală care a intrat în Harrods, în Anglia, dusă de niște români de la Londra. Intră în Statele Unite. Din păcate, pătrundem pe piețe cu produse românești, pătrundem pe piețe internaționale deja cu ajutorul românilor din străinătate. Deci românii din străinătate, revenim în acest moment, se întâmplă înainte de 89. Sunt o mare valoare pentru România. Ei vor face și vor acționa în relația cu România, în conectarea cu România, doar dacă relația este bazată pe încredere. Deci acum au votat și votul este un element identitar. Ei votând și-au exprimat o identitate. Că sunt români, nu și-au pierdut, să spun așa, naționalitatea. Și asta interesul este formidabil, este fabulos, este extraordinar acest lucru. Este un fapt pozitiv. Ei ne pot da sprijinul necesar în internaționalizarea afacerilor noastre, a antreprenorilor români, și în același timp în atragerea investitorilor. Că ei ar putea să vină de mână cu un investitor din țara de adopție. Ei ar putea să vină cu un turist. Ce ar însemna dacă cele 5 milioane de români aflați în afara granițelor, adică în străinătate, plecați spre Occident, ar aduce fiecare 2 turiști pe an? Ar însemna că turismul României crește cu 5 ori 2, 10 milioane de turiști în plus. Pentru România asta e o explozie a turismului. România ar avea o creștere a turismului fără precedent. Dacă fiecare român s-ar simți atașat de România, ar avea încredere în România și ar aduce doar 2 turiști pe an. Da? Vă dați seama ce valoare. Avem 5 milioane de oameni avansați care au expertiză, sunt foarte muncitori. Că printre ei poate mai sunt și oameni de o slabă calitate. Nici o pădure fără... nu este fără uscături. La fel și în România, așa acasă, în orice loc. Nu, la mine acasă tot timpul uscături. Este absolut normal. Acest lucru se construiește printr-o relație de încredere și bazată pe lucruri concrete. Adică să spunem adevărul, să se vadă că apropo de ceva. Chestiunea asta, știți că există povestea, domnule, eu nu mint sau eu nu... de evitat persoanele alea. Ăla care vine, domnule, eu nu mint niciodată. Din pornirea la minte. Nu, dar ăstea sau ăla care vine și spune, eu sunt un om serios care mie îmi place să fac lucrurile la dată, ce promit, ce spun, ce... Unul care începe o poveste de genul ăsta, de evitat. Mă scuzați. Dacă o spune așa, dacă o spune așa, cine... Nu cred în oamenii aia care trebuie să sublinieze un... Astea sunt lucruri care se fac, nu se spun. Exact. În general. Când se spune, e clar că e o problemă. Dar eu sunt de părere că
dacă lucrurile nu se întâmplă, ele trebuie amendate. Adică eu aș spune mai degrabă, aș merge pe varianta negativă, să nu facem lucruri rele, adică să nu spunem minciuni. Adică aș merge invers. Pentru că sunt e mult mai cele 10 porunci, ca să spunem exact, așa. Care sunt date ceea ce nu trebuie să faci. Și de aici vine libertatea noastră. Adică în limitele legii, ale principiilor astea pe care se bazează civilizația noastră, ne putem dezvolta dacă înțelegem ordinea proprietății private, dacă avem credință și dacă respectăm minimele reguli de funcționare și pentru asta a societății în general și pentru asta asta înseamnă clădire de încredere. Și în același timp dragostea dintre oameni. Dacă sunt frații noștri, sunt români, trebuie să iubim. Atât timp cât ne vom declara dragostea asta, dar să spun așa, nu falsă, adică ci adevărată, eu cred că vom putea lansa, și asta face Repatriot, asta încercăm prin Repatriot să facem, avem peste 300 de ambasadori, 350 aproape de ambasadori privați în toată lumea, care emit acest mesaj de conectarea a celor plecați cu țara și de faptul că îi vrem înapoi acasă. Îi vrem mai aproape, că oamenii poate au familie acolo, s-au stabilit, dar îi vrem în conexiune cu țara și asta e minunat și nu ne bazăm pe vreun sprijin neapărat financiar decât pe celălalt nostru. Prin noi înșine facem lucrurile acestea, dar avem nevoie de un guvern credibil. Pentru că dacă guvernul este necredibil și administrația locală este necredibilă... Un guvern credibil și mai avem nevoie de ceva, avem totuși nevoie de un plan. Noi avem un plan și îl facem. De 3 ani de zile lucrăm la Repatriot. Noi să fie venit în mediul privat, ne facem guvernul, plan. Avem niște obiective, avem niște subproiecte. Statul român trebuie să aibă un proiect. Trebuie să aibă un plan clar. Că dacă are 300 de strategii, 300-400 de strategii în diverse domenii. E un secret. Alea sunt la Vatican ascunse undeva pe sub o... Trebuie să vină papa să facă cu fundul. Am putea să facem... Eu propun să facem o emisiune documentată pe acest subiect. Sigur să aducem 3-4 antreprenori și să venim cu 10 soluții. Adică nu cu o poveste, să mai facem noi al 7, dar venim cu 10 soluții pe domenii care să fie o chintesență să le prezentăm publicului și să facem o dezbatere și cu publicul în emisiune. Absolut. Adică să promovăm emisiunea înainte. Deci propun chestia asta să... Venim cu 3-4 antreprenori din România, business leaders, 3-4 antreprenori care vin cu niște soluții. Sigur. Povestim 10 soluții pentru România, mergem pe numărul 10, am putea să găsim mai multe, dar pe 8, ca să fie să avem timp două ore și să preluăm, telefoane de la telespectatori. Adică să și interacționăm cu cei care ne privesc. Absolut. Nu, asta e extraordinar. Guvernul poate, poate să reușească numai dacă își pierde mai puțin timp pe lupta asta care e, din păcate, provocată de partidul în opoziție, e normal, e o luptă politică și așa mai departe, se concentrează mai mult, că deocamdată au sprijinul populației. Și atunci trebuie să concentreze Nu mult timp, și atunci te concentrezi mai mult pe ce ai de făcut decât să-i răspunzi lui Adel. Deocamdată ăla trebuie să vorbește, el spune ce. Tu dacă demonstrezi, dacă tu în martie, aprilie, ai demonstrat cu niște lucruri clare, lucrurile se întâmplă, poate să spună el din opoziție orice vor ei. Nu se mai... Deci și foarte important, ce am atins și înainte, evaluarea impactului. Adică ia o măsură, cu pensiile sau cu orice. Și de fapt, în realitate, măsura pare dură când o vorbesc, dar în realitate, dacă pun pixul jos să văd ce economii fac sau ce cheltuieli reduc, de fapt nu prea are valoare, dar în schimb dezbateri sunt foarte multe în jurul ei. Deci trebuie să măsor, să văd impact și să merg la cauze, nu la efecte. Adică s-au întâmplat niște lucruri, au făcut niște efecte. E foarte greu și costisitor câteodată să micșorez acele efecte. Trebuie să merg la cauză. Adică dacă am o problemă, nu creez o agenție pentru problema respectivă. Caut să elimin cauzele acelei probleme. Deci atac cauzele acelei probleme. Dacă avem așa o birocrație stufoasă, pot să fac o suprabirocrație care să o facă mai mică, poate. Dar trebuie să văd de ce am acea birocrație stufoasă. Trebuie digitalizată. Pentru că am prea multe reglementări. Trebuie să fac întâi simplificare
și dereglementare. Acum. Adică primul efort este să dereglementăm și să simplificăm lucrurile. Nu pot să am să plătesc 74 de taxe în 74 de conturi. Trebuie să fac lucrurile mai simple. Trebuie să fac într-un singur click, să învăț toate taxele și impozite. Dacă am punctul de contact unic, păi el trebuie să meargă. El nu merge acum, s-au băgat 10 de milioane, dar nu merge. Dacă am băgat în platformele la Registrul Comerțului 10 de milioane de euro până acum, da, ele trebuie să meargă. Dacă am băgat 10 de milioane la Casa de Asigurări de Sănătate, de ce nu merg sistemele alea? Ce se blochează? De ce medicul de familie, când vrea să intre în sistem, nu poate? Pe cine a făcut softul? Rețeta nu merge. Dar ideea este, ca să revenim puțin deci la ceea ce, mai, ce e foarte important scurt. Este și relația între cei care lucrează pentru stat, adică pentru populație, și populație. Trebuie, cum să spun eu, acolo trebuie puțină educație, ca să spunem așa, și nu vreau să jignesc pe nimeni care lucrează la stat, dar raportul, ei nu trebuie să uite niciun moment că sunt plătiți de către acei oameni care vin la ghișeu. Da. Deci raportul statul, este... dacă n-are momentul de față, n-are capabilitatea, n-are experții necesari, trebuie să facă apel la mediul privat. Să facă call. Absolut. Pentru oameni, pentru experți, oamenii fără bani, din mediul privat. Adică să-i aducă aproape, să-i asculte și temporar, 3 luni de zile să folosească experți din mediul privat, fără plată, să ceară, domne, vrem doar voluntari. Și eu cred că sunt 100 de companii în România, top companii, care ar dona un om sau doi pentru 3 luni pe proiecte speciale. Și poate unele nu-i conflict de interese. Adică, domne, am un om pregătit pe management, dar eu fac băuturi, nu aduc nicio competiție statului cu respectiva fabrică de băuturi, dacă e un manager de excepție. Îl aduc 3 luni, îl internalizez în fiecare minister 10 experți de management care analizează fluxurile și văd care sunt soluțiile. Pentru că nu o să-și poată angaja guvernul experți în management pe termen foarte scurt. Nu există niciun conflict de interese. De la o companie mare de băuturi, poate să vină de la apă, de exemplu, compania de apă care menegerează camioane, poate să meargă într-o divizie a guvernului și să facă, să spun, un plan de îmbunătățire a managementului. Și facem chemarea asta. Eu știu 100 de companii care ar da cel puțin un om pentru 3 luni de zile. Asta înseamnă un cost pentru compania. Să nu intre la trafic de persoane asta. Nu, e voluntariat, se cheamă voluntariat și asta este foarte, foarte... Și acum, ca să, pentru final, ca să tragem o concluzie... De exemplu, B1 TV n-ar da un expert în imagine. Dacă ar cere guvernul, domnule, am nevoie de un expert în imagine. Dă-mi-l 3 luni să ne ajute. Dar n-ar cere, pentru că în general noi suntem mai independenți. Ați primite gratis, absolut, fără absolut. Bani? Am plătit noi aici. Nu, n-ar fi o problemă. Asta e un exemplu. Acum, pentru a da un sens chestiunea astea, lucrurile sunt clare. Dacă acest guvern, care până una alta poate să facă, are oameni în componența lui care au pregătirea necesară să poată să facă mult mai bine, dacă se apleacă și către a crea un plan pentru ce urmează să facă în România, adică să știm clar cu ce se ocupă ei, cu ce vor face, dom'le, asta, nu planul de... atunci au șanse să reușească. Și cu asta strategic. Să discute și cu președintele, să vadă cum e cu toată progresia. Pornind la programul de guvernare. Continuăm, domnilor, discuția într-o altă ediție. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere, pentru prezență. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe B1 TV. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstire.